Sierra de Mărșele, pe lângă Claudiu. Fain. Voiam să te întrebăm dacă vrei să ne spui despre evenimentul ăsta. Ok. Da, am asistat, am participat acolo. Să nu credeți că fac o poziție ca asta. Dacă căutați o pozanță... Dacă vreți o pozanță, atunci căutați în altă parte. Sau n-au vrut să vorbească o pozanță. Nu, ei sunt la... ei lucrează. A, da? Că am văzut că filmau oameni și credeam că fac bază de date de... Nu, dar... Așadar, cum ți s-a părut evenimentul de astăzi? Evenimentul a fost pașnic, colorat, frumos, radios, dar cam zgomotos. Eu am fost deranjat de prea multă muzică și de obtuzitatea jandarmilor. Mergeam cu o lozincă pe care scria că dacă ai pierdut un drept, risci să le pierzi pe toate. Și m-a oprit un jandarm să mă întrebe ce înseamnă asta. După care l-a întrebat pe șeful lui și nici șeful n-a înțeles ce înseamnă asta și l-au chemat abia pe Vlad Vișche să întrebe dacă asta e o lozincă bună, acceptabilă sau nu. Dovada faptului că jandarmii, apărătorii ordinii publice și a drepturilor omului habar n-au de drepturi ale omului și cam asta e atitudinea reprezentanțelor statului. Nu prea știu ce înseamnă drepturile omului și deseori din ignoranță sau cu rea credință le încalcă drepturile omului. Deci, crezi că este nevoie de proteste care să militeze pentru drepturile comunității LGBT? Iată, de asta sunt necesare mai des, poate fiecare weekend astfel de evenimente. Un bătrân m-a întrebat, ce cu drapelul ăsta, ce înseamnă? Și am explicat că e curcubeu, 7 culori de bază, înseamnă diversitate. Și bătrânul a plecat satisfăcut că a aflat o chestie nouă. Probabil din alte surse ar fi aflat altceva despre drapelul acela. Eu sper că l-am informat corect și că l-am ajutat. Ai mai fost la evenimente? Am mai fost. Am fost la Pride-ul de la Belgrad, am fost la vreo câteva Pride-uri la Chișinău, am fost la ultimul Pride în București. Promovez drepturile omului cum pot. Îți mulțumesc tare, tare mult! Să trăiți! Să vedem ce dă adevărul.